cafea și încheiem săptămâna. Ce faceți, prieteni? Mai încheiem o săptămână și începem cu concedieri. Pentru că nu, cum uh, altfel să închei săptămâna. Și avem așa, deci Amazon a început, știți că ieri v-am zis de Microsoft, că au dat afară sau plănesc de afară 5% din forța de muncă, care reprezenta peste 10.000 de oameni. Uh, acum Amazon a spus că va da afară în jur de 18.000 de oameni. Deci se dau afară destul de mult pentru luna ianuarie, să zicem așa. Uh, și modul de a da afară deja a devenit uh, destul de insensibil, dacă vreți că de fapt despre asta era și articolul. Era că fiecare a primit un e-mail, și au anunțat că în principiu vom da foarte mulți oameni afară, cam asta scrie în e-mail, vom lua un pas dificil și vom reduce, nu știu ce, forța de muncă la Amazon, bam, bam, bam. Într-o perioadă cât mai scurtă de timp, cei care vor fi afectați vor primi un e-mail de notificare și practic vă dați seama cum a început ziua pentru acei oameni. Ajungi la birou, vezi mailul ăsta și spui, hm, acum așteptăm. Dacă vine un e-mail până de seară, înseamnă că trebuie să caut de muncă, dacă nu, nu. Și da. Asta a fost o situație destul de nasoală pentru foarte mulți oameni. Prin când în momentul în care sunt concedieri din astea în masă, apare nu mai vorbește nimeni cu tine. E gen, primești un e-mail și ți se blochează accesul la calculator și îți cauți de treabă. Dar este o perioadă, să zicem, destul de neagră în zona asta de tech. Da, na, și când a fost bine, a fost bine. Acum, na, trebuie să vină și reversul medalii. Bun, hai să mergem la știrea care a făcut vâlvă, cu alte cuvinte, și anume acest sport de pălmuit care s a organizat uh, în România, practic, de Gala Eric Și am avut așa, deci Sorin Comsa, Comșa, este cel care, deci el a câștigat teoretic, dar pare că e și cel mai rău. Și arată cam așa el, deci să vă dați seama cât de desfigurat poți să fii de la niște palme. Practic jumătate de față nu mai funcționează, asta este clar, iar premiul a fost de 5.000 50 de euro. Păi cam atât va da pe... <laughs> pentru reconstrucție facială. Dar, uh, na. Și omul era destul de determinat. Hai să vedem ce a zis, că erau aici niște interviuri cu el. Și a ieșit știrea internațională, practic, pentru că au ieșit doctori și au zis că, bun, eu înțeleg că voi bărbații aveți chestia asta de a uh, vă intra, să zicem, de a intra în sporturi fizice, dar asta pur și simplu să stai pe loc să-ți dai palme nu e chiar, uh, chiar ok. Și hai să vedem ce a zis uh, omul. Deci n-ai ce face. Așa e că nu știi să renunți. Eu știu doar că o să-mi revin. Dacă mai concurez, dacă îți destui bani, am câștigat 5.000 de euro. Asta e situația. Pot să mănânc, jumătate de gură e bună. Am 100 de kilogram. Vai, și pozele de după, cât de umflat este, deci am văzut pozele din timpul competiției și apoi după, zici că este efectiv un filtru de pe Snapchat, zici că e caricatură, adică, mamă, deci cum... Cum să faci chestia asta, sincer, acum? Adică, dar și ideea sportului în sine nu mi se pare spectaculoasă. Adică, eu văd așa, un sport cumva trebuie să mai implice și o tehnică, o chestie bună, înțeleg că ai și o tehnică la da palme, dar câtă tehnică să fie. Și în rest trebuie să stai acolo să încasezi și care are bărbia cea mai tare și nu leșină, pe ăla încasează palme sau care are tăria de caracter să zicem să nu renunțe. E incredibil, dar da, aparent și ăsta e un sport. Acum, da uite, voi asta, sta să vă luați niște palme așa de să vă desfigureze cineva pentru 5.000 de euro sau cum vi se pare sportul ăsta? Uite că avem uh, niște întrebări aici la care trebuie să răspundem pentru că mie, sincer, eu n-aș chiar n-aș sta, adică și nu că e vorba de bani. Dar să-mi dea unul palme așa în continuu și eu să stau, chiar nu mi se pare interesant. Adică mă apuc de juca poker sau altceva, care zici că poate mai, mai fac și eu ceva. Dar așa să mă țin de masă să-mi iau palme, chiar nu mă mulțumesc. Merge uh, mergem mai departe. La o doamnă care a murit la 118 ani, și a băut în fiecare zi. E, eh? Știi ce m-a amuzat tot timpul? Eu am avut o dispută cu, pe partea asta de fitness cu toată lumea care, să zicem, mergea în direcția asta de veganism și alimentație ceva ceva mai restrictivă și am zis că nu sunt dovezi în sensul în care real vorbind să arăți că o alimentație sănătoasă este mai rea, da? sau îți taie ani din viață, spre deosebire de o alimentație vegană, pentru că tu poți să mănânci și nesănătos și vegan, că sunt o grămadă de brânzeturi din plastic și înlocuitori de uh, produse animale care nu sunt chiar sănătoase, pentru că sunt foarte procesate. În fine, și am avut eu o dispută de genul ăsta cu comunitatea vegană cât de cât și după asta mai vezi știri de astea, pentru că eu tot timpul la, la lucrurile astea mă raportez. Bun, ok, teoretic, în știință, în acte, Spui, dacă tai din asta, îți crește speranța de viață cu atât, îți cade riscul de viață cu atât, de riscul de bol cu atât. Se întâmplă chestiile astea. Dar apoi te uiți în, în realitate, ce se întâmplă de fapt cu oamenii și te duci în Sardinia și vezi că oamenii mănâncă paste și cartofi toată ziua și ești, da, de ce? Adică credeam că asta cu pastele nu e bună, și că nu e bine să mâncăm mulți carbohidrați, dar apare nu este niciun fel de problemă. După care, alcoolul iarăși nu este bun. Dar doamna asta a murit la 118 ani și a băut în fiecare zi. Deci, cumva, există și un factor genetic automat. Alimentația sănătoasă contează, asta fără, fără discuții, dar există ideea asta de la cât este eficient. Adică, să zicem. Bun, este clar că nu ai cum să bei două sticle de vin în fiecare zi și să spui că o vei duce până la 120 de ani. La un moment dat va ceda ficatul. Dar dacă bei 100 de mililitri spre deosebire de cineva care nu bea acei 100 de mililitri, care este diferența reală pentru corp? Și de fapt, asta este întrebarea. Cum putem avea un stil de viață? ok, dar care să ne ofere și această longevitate. Și asta, de fapt, mi se pare cheia de a descoperi. Pentru că, bun, este simplu să tai din toate și apoi să te urăști în fiecare zi pentru că ți-ai tăiat din toate și să ai aceleași discuții cu un cadru tot social, să te întrebe, tu nu mănânci aia, nu faci aia, nu vei aia. Nu, nu, pentru că eu vreau să trăiesc o mie de ani. Și până la urmă, tot nu se întâmplă. Asta este, de fapt, și problema, pentru că nu vedem aceleași exemple de alimentație extremistă care să se ducă, să zicem, până la vârste foarte, foarte lungi. Bine, este și de vreme, pentru că nutriția acum este acum a evoluat în forma asta în ultimii 10, 15, poate 20 de ani. Adică trebuie să treacă o generație. Trebuie să discutăm despre nutriție peste 100 de ani. Adică încât să spună, băi, uite, ăștia care au fost vegani toată viața, poate vor trăi 150, cine știe. O să vedem. Și atunci da, se poate trage o concluzie mai serioasă. Dar deocamdată, este doar pe baza de speculații. Și persoanele care trăiesc mult nu au un stil de viață foarte restrictiv, din ce am văzut eu până acum. Mergem mai departe la Twitter, care uh, mai dă oameni afară. Adică Elon Musk de ce nu? A dat practic uh, 70% și se duce până în peste 75% din angajați. Deci el a preluat Twitter-ul cu uh, 7.000 și ceva de oameni și acum mai au uh, 2.000 și în momentul în care Twitter-ul a intrat pe bursă da, ca și companie publică, aveau 2700, acum mai au 2000 <fie> și vor să mai dea afară, deci vor intra sub 2000. Da. Și a mai apărut o chestie interesantă. Elon Musk a spus în noiembrie că Twitter-ul pierde 4 milioane pe zi. Adică cumva este o firmă care se duce în cap și e vai de mamai. Ok. Dar după care au ieșit niște acte și au spus că în trimestrul respectiv pierduse vreo 3 milioane pe zi. Dar înainte de asta, primul trimestru din anul trecut, Twitter-ul a avut un profit de 500 de milioane. Deci cumva, cumva nu era chiar așa. Și să ne uităm și noi pe datele financiare, că de fapt avem și noi acces să vedem dacă era chiar așa o companie care se ducea în cap. Pentru că Elon Musk așa a, să zicem, a promovat-o cum că el vine și salvează economia, economia Twitter-ului. Bun, deci avem așa, în, într-adevăr, uite, primul trimestru, de fapt, ultimul trimestru din 2021 au avut un profit publicat de 181 de milioane, după care 513 milioane. Într-adevăr, dacă ne uităm pe an, Twitter-ul a avut profit 2018-2019, 2020 pierdere 1 miliard, 2021 pierdere 220 de milioane. Deci, într-adevăr, nu era o companie care să fie foarte, foarte profitabilă, dar, în schimb, venitul lor era în creștere. Adică a avut 2018 3 miliarde, apoi 3,4, apoi 3,7, 2021 5 miliarde. Deci, probabil, și din acei bani se investeau foarte mult în infrastructură. Nu știu, dar, ca idee, nu era chiar. Atât de rău cum spunea Elon Musk de fapt. Și vedeți că se adună cumva știrile astea împotriva lui Elon Musk în ultima vreme. Nu știu dacă este un făcut, pentru că și asta se poate întâmpla. Știți cum se caute nod în papură pentru fiecare chestie, dar vom vedea. Mergem mai departe la Usain Bolt, care nu are o perioadă foarte bună. Și știți de ce? Știți care este una dintre cele mai urâte vești pe care ai putea să le ai din punct de vedere al carierei? Este să te trezești într-o dimineață că tot ce a adunat și tot ce este pus deoparte după o carieră și ți-ai pus-o acolo pentru pensie, nu mai este. Și exact asta s-a întâmplat. Adică asta a pățit. El este campion olimpic de 8 ori da? și avea și el adunat ca tot omul care alergă repede 12,7 milioane într-un cont de investiții. Da? În Jamaica există Stocks and Securities Limited și este un fel de firmă de investiții în Kingston, Jamaica. Și acesta a tot investit cu ei, da? 12,7 milioane fiind fondul lui de pensii. Practic, da. Când nu o să mai poată să mai alergi chiar așa de tare, să aibă și el pe ce să pună mâna, cum s-ar spune. Și ce să vezi? S-a trezit într-o dimineață că din cei 12,7 milioane lipseau toți aproape, adică mai are 12.000 de dolari. Și acum au început cercetările, vă dați seama, avocați, chestii și așa mai departe. Dar, problem. Adică chiar o situație destul de nasoală, pentru că din câte știu eu banii sunt destul de greu de recuperat. Dar vă dați seama, după o carieră de genul ăsta... Adică să fii sportiv toată viața, să aduni, pentru că vedem că nici... Adică a și pus deoparte. Nu zici că, vezi, doamne, arunca cu bani. Uh. Și s-a pregătit pentru pensie și apoi ți fură cineva. Dintr-o firmă de investiții. Adică nu zici că făcea el cripto cu leverage și a pierdut ca fraierul, că a scăzut luna. Adică omul a investit exact cum trebuia să investească. Da urât. Dar mergem tot la o veste urâtă pentru că de ce? Tot atâta vești bune, ne-am și săturat. Deci cu stă stăm prost, doar contractele de dezăpezire merg din ce în ce mai bine pentru firmele din partid. Adică ați văzut ce zăpadă e afară, că practic poți să mergi în șlapi. În București sunt 20 de grade, deci așa. Și avem așa, deci chiar dacă în sunt tot mai rare, primarii se înghesuie să împartă bani frumoși firmelor de partid care se ocupă cu dezăpezirea drumurilor. pe așa se fac bani. Deci noi ăștia care muncim fraiere. Eu în fiecare zi vin la birou și spun că băi, cred că nu sunt eu în domeniu potrivit. Adică uite, să vă dau un exemplu. Prețul mediu pentru un contract de dezăpezire într-o comună este de 50.000 de euro pe iarnă. Băi, dă o mama ei de comună, că o comună are două străzi. Deci două străzi să dezăpezești dintr-o comună. Bun, hai, mai sunt și sate, poate să zicem pe întreaga comună, da? cu sate, cu ok, bun, 50 de mii, 50 de mii contract pe iarnă și contractele aparent sunt fie că ninge, fie că nu ninge, adică treaba ta, dacă ai avut noroc și n-a nins în perioada aia, nu știu, 50 de de euro și doar ai ținut uh, mașinile pregătite, între ghilimele, cu oricum de fiecare dată când ninge tot prin surprindere sunt luați, da, uite, vezi ce frumos și așa se fac bani, nici mai citesc, pentru că dacă citesc mă enervez și n-ar rost să mă enervez că urmează weekend nu? Dar uh, ca idee. Și voi vă duceți la muncă, și eu mă duc la muncă, alții stau, au două utilaje de dezăpezit, Pac, pac, 50.000 pe iarnă, mai fac ce vreo combinație și pe timpul anului, și am muncit și anul ăsta, cum s-ar spune. Da, hai să mergem uh, și la Putin, care văd că dă înapoi. Așa, adică, na, ce să mai facă și el săracul. Uh, Putin spune că noua obiectivă a Rusiei în Ucraina este oprirea ostilităților din Donbass. Am fost pur și simplu duși de nas. Bun. Și el a spus, acum practic a dat un fel de interviu din asta în care a spus că el, de fapt, tot ce a vrut să facă vreodată a fost să elibereze săraci oameni din Donbass. Unde există ostilități din 2014. Și, de fapt, asta tot a încercat el să facă. Dar, pe parcurs, au vrut să mai cucerească și toată țara, dar s-a răzgândit. Deci, da. Dar, după declarațiile lui, este clar că nu mai are așteptări de un câștig important. Adică, eu cred că acum încearcă să se acopere cumva politic. Adică, zice că dacă va cuceri regiunea respectivă, după care el va putea declara victoria la el în țară, pentru că toată imaginea din Rusia este că ei eliberează acolo de neonaziști și așa mai departe. Vom vedea cum va reacționa Ucraina, pentru că ei parcă sau prin faptul că tot au primit ajutor din vest, pare că sunt hotărâți să meargă destul de departe și pare că nu sunt hotărâți să cedeze niciun teritoriu. Așa că, na, nu este ușor, dar Cred că SUA stă efectiv acum pe hanapea și râde maxim. Pentru că cu toții erau, mamă ce armată are Rusia. Și acum vezi că le-au dat efectiv echipament cu porția. Pentru că SUA timp de mult timp nu au vrut să dea echipamente foarte puternice. Pentru că au spus că pot crea un conflict. Și Rusia tot amenința cu nucleare în cazul în care SUA oferă echipamente puternice. Dar vă dați seama un conflict full power. SUA versus Rusia, adică chiar că jumătate de oră, chiar că jumătate de oră s-ar termina pentru că, deci, efectiv, Ucraina rezistă și înaintează fără prea mare pregătire din partea soldaților. Adică soldații nu au avut experiență cum au avut soldații din SUA. Au primit training, într-adevăr, de la soldații din SUA, dar nu au mai aceeași experiență de combat, să zic, cum au cei din SUA care au avut în Afganistan și așa. Armamentul nu este nici pe departe la același nivel. Adică nu ar fi fost și serviciile de inteligență, iarăși nu se compară, nu ar fi fost. Deci chiar da, și sua aia cred că e liniștită. Mai degrabă se îngrijorează ei cu chinezii, că ei tot uh, pare așa că sunt mititei și nu fac mare lucru, dar... <laughs> chiar sunt mult mai desperiați, să zic așa, decât Rusia în momentul de față. Și cam asta este, prieteni, încheiem săptămâna cu știri, mâine, nu știu ce avem, mâine avem ceva cu educație financiară, cu bursă, cu investiții, cu astea, dar bineînțeles că ne uităm. A, și marți, marți vom face live-uri de acum, o perioadă vom face în fiecare marți live, voi anunța și pe fila de comunitate să vă setați acolo notificările, deci în fiecare marți, la ora 8, seara, 20, vom face live-uri, o perioadă. Și cam asta e, da, weekend plăcut și noi ne vedem la video următor. Pa!